Orașul Buzău a fost invadat de buruieni în urma ploilor abundente, iar în unele zone ale municipiului iarba a ajuns să măsoare un metru. Vegetația crescută din abundență la tot pasul, gardurile vii netoaletate și pomii uscați arată că în spațiile verzi ce aparțin municipalității nu s-a mai intervenit de mult. Situația a fost semnalată primarului Constantin Toma, care a explicat că societatea Urbis dispune de un buget de austeritate și nu poate interveni în tot orașul. El a precizat că cei 12 cosași de la Urbis vor începe să taie buruienile crescute, însă doar în centrul orașului, nu și în cartierele mărginașe. Ăștia-s banii, facem ce se poate face cu ei, dar în mod sigur, din cauza ploii, au crescut și iarba foarte mult, dar acum se recuperează. Dacă nu mai plouă, deci sunt 12 cosași care fac zi lumină acest lucru cartier cu cartier. Și bineînțeles să îngrijim parcurile și să îngrijim zonele astea, eu știu, alei și ce mai avem în zonele centrale, în primul rând, care sunt și cele mai vizitate, în care sunt cei mai mulți oameni. Probleme sunt și în cimitire, unde din cauza buruienilor, oamenii nu mai pot ajunge la mormintele celor dragi. Faptul că în multe zone iarba netăiată a ajuns să depășească un metru nu este doar un lucru inestetic, ci este și periculos. Au apărut căpușele care pot transmite boala Lyme, o boală extrem de periculoasă, mai ales dacă nu este tratată corespunzător. Acestea sunt un real pericol pentru copiii scoși la plimbare sau pentru animalele de companie. În ședința din luna februarie acestui an, Consiliul Local Buzău a aprobat concedierea a 60 de muncitori de la societatea Urbis, care prestau servicii de îngrijire a spațiilor verzi.